stellar della Botoscani, stellar della Roma, stellar della Gregorinde Roma, che ha dato la possibilità di avere la osservatoria, qui osservatoria autoaria Claudia di Botoscani, o appropriata di politica. Fără să nominalizez neapărat ce zice cum ești, pentru că toți ne știm, salutăm și invitații de la Pascal și mulțumim anfitrionului acestei interacții. Încărcată de istorie și de tradiție, Ion Asasti, care a făcut din anul regelor și un spațiu al spiritualității românești. Dumnezeu este și un cunoscut om politic, Dețul Neamț. Acum, cred că nimeni nu mă poate suspecta pe mine că n-am suficat, având în vedere că eu am îngrijit această ediție, referitor la ceea ce se întâmplă, întâmplarea frumoasă de astăzi, pentru cine a avut nedumerii, ce lume se ascunde dincolo de oglindă, acesta fiind titlul primului volum semnat Claudia Rândă. Pentru cine s-a întrebat ce semnificație are această lume, iată că astăzi autoarea ne-a răspuns în felul poetic că dincolo de oglindă se află îngerii de sticlă, o metaforă sublimă, care închide în ea realitatea mesagerilor sentimentali, dar nu numai. Este și o metaforă pentru fragilitatea celui mai profund sentiment uman, iubirea. Că, într-adevăr, iubirea este profundă, dar poate fi și mult prea fragilă. Autoarea îmbogățește acest nou volum printr-un adaos de noi tematici, dar și cu o abordare nouă, care eu îl indic, pendulează între agonie și extaze, titlul unei poezii, între alergare și zbor, în drumul său către starea definitivă. E o metaforă totuși pentru trecerea noastră în dincolo, în alt bilat, spune, și-a găsit autoarea această frumoasă de altfel. Este, după umila mea părere, un volum de excepție, spun întâlnit acest lucru, o ars poetică fundamentală definitorie pentru un talent atât de vizibil. Îi mulțumesc că există și că ne-a dăruit clipe frumoase de poezie. Amin. Stau și eu tot jos, că moderatorul nostru din astăzi a spus acest lucru. E mai că se vede faptul că se impune și anul rezeșilor cu un nou eveniment organizat de Societatea Culturală Clepsidra și editura Papyrus Media. Suntem pentru a treia oară, mi se pare, la un eveniment organizat aici și mulțumim anfitrionul nostru, domnul Ion Asaftei, pe care îl așteptăm în mijlocul nostru. Se vede că se impune și poezia celei care ne-a invitat pe toți astăzi, unind Botoșanii cu Romanul și căutând o linie de mijloc aici la Hanul Răzeșilor. Se impune pentru că deja a creat o regulă
a impus o regulă, măcar o dată pe an, să lanseze un volum de versuri. O invităm să continue și la anul să ne invite iarăși la un alt volum de versuri, sau un volum de proză, sau de alt tip de scriptură. Dincolo de oglindă, ascundea un volum cu înger de sticlă. Dacă observați, există un numitor comun, oglinda, fiind alcătită din sticlă, de deoparte. Și iată, și îngerii sunt tot de sticlă. Suntem, unii am votat astăzi cu Sfântul Andrei, când la ziua onomastică, pentru că mine nu observa pe Sfântul Andrei, cel întâi chemat, și mulți poartă numele Sfântului Andrei. Unii au ales să meargă la ziua onomastică, alții au ales să fie prezenți astăzi tot într-un spațiu sacru. Dacă Sfinții sunt oameni îndumnezeiți, iată, îngerii sunt primii creații de Dumnezeu și alcătuiesc cetele spirituale, cetele cerești, tăriile din tării, puterile cerești. Așadar, un volum cu îngeri, îngeri de sticlă, îngeri care cad. Chiar azi a prăbușit unul din rai, a fost de ajuns să închid o clipă ochii. Vai, și zborul lui în cerul meu s-a frânt. Păcat era atât de blând, ori poate eu vedeam așa. Venea din rai sau din pământ, doar a căzut și m-a făcut să plâng. Îngeri umanizați, îngeri, dacă vreți, în trup transfigurați, antropomorfizați, cum am spus în prefața pe care am scris-o, prefața pe care am intitulat-o Schițe lirice în albastru, roșu și verde, sau Definirea iubirii fără gravă. Maestru Alexandru Mihailă vorbea că, într-adevăr, este un volum de excepție. Eu încep această prefață cu această propoziție simplă. Îngeri de sticlă este al doilea volum de poezie adevărată, semnat de Claudia Mitra. Și vorbea maestru Mihailă mai devreme de faptul că o tematică importantă a Claudiei Mitra este iubirea. Am să vă citesc și eu un fragment care face referire la acest lucru din această prefață. Pentru Claudia Mitra, iubirea înseamnă pur și simplu existare, dovada existenței, spusă franc, direct. Te iubesc, deci există, spune un vers. Altfel, este desigur natural agonie și extaz, între alergare și zbor. Ne vom regăsi puțin câte puțin, pășind încet prin vămile azurului, dezgoliți de singurătățile unei lumi iluzorii și reci. La hutarul dintre alergare și zbor, ridicavam albea altare unui alt anotimp. Desigur, este anotimpul 5, anotimpul iubirii. De aceea putem afirma că lirica sa este o lirică a iubirii, dedicată iubirii după care tânjește, pe care o invocă și pe care o descrie real și ideal, obsesiv, absorbită în egală măsură de efemeritate și infinitatea ei. Zbor frânt, cum se întâmplă în poemele, zbor frânt, acum și mereu, realități, rugăciune, o zi și încă o zi. Într-o ramă multiplicată a unei luni, a unor realități întortocheate sau întortocheate, nu avem decât niște realități întortocheate, răvășindu-le orizontul, spune în poezia realității. Îndemnul imperativ din iubește-mă afirmă evadarea din vis, din visare, nevoia concretă, radicală și ultimativă, palpabilă, de iubire. Iată poemul acesta pe care îl citesc. Iubește-mă dacă poți, pe de-a întregul, pentru ceea ce sunt, dar și pentru ceea ce nu sunt. Iubește-mă nu ca pe un vis, ci ca pe o realitate. Realitățile însă au aproape întotdeauna defecte. Iubește-mă dinspre răsărit spre apus, și dinspre primăvară spre iarnă, ce ne așteaptă inevitabil. Iubește-mă, te dea întregul dacă poți,
ca pe o realitate, nu ca pe un vis. Dacă nu, uită-mă, te rog. Atât poemul în realitate. Aceeași descriptivitate avem și în micropoemul universal, în care accentul cade pe mâini ca într-o pictură rembrandtiană, lumina. Mâinile tale sunt aici mirate, iubindu-mă în lumina lumii. Mâinile tale sunt aici însetate de dor, năgustă ai uit îndreptul nesfârșită dorință. Dar mai ales tu ești aici, cu mine, lângă mine, în nopți și zile de dragoste. Este o poezie grea, nu e o poezie ușor de descifrat. Dovadă că mi-a trebuit ceva timp ca să înțeleg, să mi se pare că înțeleg acest text. După ce am terminat textul de scris, mi-am dat seama că puteam să scriu și altfel și probabil dacă aș lua-o de la capăt, aș scrie cu totul altceva decât am scris în textul acesta. M-am bucurat să mă întâlnesc cu volumul nou al Claudiei Mitră, care continuă pe primul, dincolo de oglindă. Are un titlu sugestiv, Înger de sticlă, care iarăși creează contorsiuni în mintea noastră și ne dă de gândit, adică cum înger de sticlă, că îngerii știm că sunt îngerii, ființe spirituale, n-au materie și, pe la urmă, sticla este... Sigur, putem medita la ideea de transparență, la ideea de trecere, la sticla care se formează din fulger, din siliciu care se arde și se transformă în sticlă. Sunt multe metafore ascunse care nu sunt căutate. Ele vin ca o normalitate a unei trăiri într-o poezie, pentru poezie. E o formă de existare a Claudiei Mitră. Și tot ceea ce face ea este înscris, este absolut autentic. Nu este nimic, dar absolut nimic trucat. Nu se caută nici reverențe cărturărești, nu se caută, nu știu, efectul neapărat estetic. Se caută, de fapt, doar expresia, exprimarea, dezvolirea de ideea care zvâcnește, de dezbrăcarea în lume a versului, a frumuseții, a actului de creație care este, sigur, totdeauna făcut cu inspirație. Inspirat. Act de creație inspirat. De aceea, ultima frază din această prefață face referire la titlul pe care l-am ales prefeței. Schițe lirice în albastru, roșu și verde sau definirea iubirii fără gravă. Iată cum închei. Schițele lirice în albastru, roșu și verde. Albastru de la cer, roșu de la iubire și verde, complementară, inspirat, aleasă de la speranță. Schițele lirice nu sunt așa decât răni la vedere, răni adânci, definitive, cicatrizate sau nu, cuprinse în noul volum Înger de sticlă, al Claudiei Mitră, confirmă un talent, deja individualizat, aflat pe portativul unei creații mature și adevărate. Eu o felicit și mă bucur că am avut prilejul încă o dată să mă apropii de poezia ei și o aștept și la următorul volum. Felicitări! Dacă preiau eu moderarea, ca să dau cuvântul următorului, am să o invit pe doamna Mihaela Cibotaru, prietena sărbătoritei noastre de astăzi, să facă recenzia, să prezinte recenzia pe care a pregătit-o.
În primul rând vreau să vă salut cu mult drag. Mă bucur foarte tare să mă aflu aici în mijlocul dumneavoastră, făcând legătura între Butoșani și Roman și împrejurimile acestuia. Este prima oară când ajung pe acest medalul în acest scop. Eu sunt o prietenă foarte bună a Claudiei și pot să spun cu titlul declarativ că sensibilitatea cred că o definește și în viața reală, nu numai ca scriitoare. Eu am pregătit câteva idei din lipsa timpului care ne presează pe toți. Am să le citesc pentru că au fost făcute la cald azi dimineață. E celui mai aparte sentiment omenesc, din care poeta dezvoltă pe verticală și pe orizontală un evantai de stări sufletești. Oare cine nu e tentat atunci când citește o carte să încerce să-și imagineze cum arată autorul acesteia? Cum este el sau ea? Oare nu cumva trecem pe lângă el fără să-l observăm pe stradă? Ori atunci când vrei să scrii despre o carte, e mai bine să-l cunoști pe cel ce a scris-o? Sau e mai indicat să nu-l fi văzut niciodată pentru a avea mult clamata obiectivitate față de scrierile lui? Pentru că se spune, dacă ești prieten, ești subiectiv, ca și când subiectivitatea ar fi un păcat de moarte. Și nu am receptat actul artistic decât în acest mod. Oare cunoscându-l pe autor, nu ești privilegiat înțelegându-i subtilitatea operei? Autoarea Claudia Mitră se confesează în versuri cu o sinceritate dezarmantă, dezvăluindu-și trăirile încredințată că pot ajunge într-o formă sensibilă la inimile oamenilor după ce vor fi datoraită prin iad sau prin rai. Două versuri mi-au plăcut în mod deosebit, chiar prin simplitatea lor, până astăzi, viața nu m-a durut. E atâta simplitate, dar și atâta fioră în aceste cuvinte. E clar că autoarea este o fire extrem de sensibilă și vreau să subliniez de 4 ori acest lucru, pentru că chiar îi se potrivește, și întrebătoare, și încearcă să dea răspunsuri la multitudinea aspectelor existențiale, să definească metafore, noțiuni, stări sufletești, fenomene naturale printr-un declic, o străfulgerare. Poate lega cerul de pământ printr-un balet de metafore. Împotriva unei modernități cu orice preț, afișate uneori în poezia contemporană, Claudia își croiește un drum particular, parcă tăind pârtii în zăpada proaspăt căzută. Titlul, Înger de sticlă, ne sugerează atât de transparent frumusețea din sufletul Claudiei, fragilitatea ei, feminitatea ei se reflectă în atât de puține cuvinte. E un alt mod de a ne arăta că viața poate fi și așa, trăită prin ochi de înger. E un fel de a spune, se întoarce viața cu liniștea în sus. Sufletul ei e ca o tablă de șah, are pătrățele albe și negre care se întrepătrund, chiar de sunt diametral opuse. Nu pot exista unele fără altele. Se alternează, se completează, le putem compara cu simplitatea și complexitatea care se susțin. Din simplitatea albă rezultă complexitatea neagră. De la o lacrimă a nopții, o schiță a vieții simplă, zburdalnic năvălește în zâmbetul dimineții, prin dansul cuvintelor ei dantelate. Fără doar și poate, autoarea ne provoacă la meditații adânci, dar și la trăiri intense și ne îndeamnă să citim poezie și apoi o poezie și apoi încă una și încă una și caruselul se învârte din ce în ce mai repede și nu o poți lăsa din mână fără să fi citit ultima poezie, ultima chemare spre viață și o fulfuire fină a aripilor de înger. Câtă delicatețe în comparații, dar și în folosirea culorilor, prezența albastrului, culoarea infinitului, dar și cea mai imaterială dintre culori, dar și cea mai dură, situându-se în afara visului total al albului neutru și uneori așezat în anumit context, este culoarea reveriei și ținând cont că și ochii autoarei au această culoare, înțelegem câte vise se ascund în spatele irisului, ce disponibilități evocatorii, senzații spațiale și chiar îngăduință, pace inefabilă, dar și nostalgie spirituală ascund. În acest volum, în totalitatea sa, iubirea e sentimentul suveran, acceptat cu minte, să răsară din alt timp, timpul verde și crud, apoi rumenindu-se în cuptorul inimii,
iar cuvintele folosite pentru a le descrie se opresc într-o privire, se strivesc în dulcele sărut, se contopesc în tăcerea din clipa dorinței. Iubirea e un lung coridor, flancat de îngeri, prin care pășește ferm, dar sigur, autoarea, un coridor prin care nu se poate rătăci pentru că își urmează flacăra și pentru că are un sens unic. Acest sentiment inexplicabil uneori, pe care mulți autori le-au prezentat în creațiile lor, în fel și chip, ne duce subtil la ideea de matematică primară. E suma dintre un suflet și alt suflet. E simplitatea adunării care apoi se complică și se transformă în hățiși de formule pe care te strădui să le înțelegi. Nereușind și ai doar două căi. Cauți în continuare soluția al acestei necunoscute sau te lași pur și simplu purtat de viață fără mai pune întrebări suplimentare. Iubirea e un fel de a te juca cu timpul, cercetând fără oprire trecutul, trăind intens prezentul și proiectându-l în gânduri printr-un viitor neclar. E un amestec, un amalgam nedefinit, dintre o amestecătură între un bărbat și o femeie, o contopire admisă, chiar de însuși Dumnezeu, într-un creuzet destul de rezistent pentru reacțiile chimice ce au loc din această uniune. Iubește-mă simplu dacă poți, spune autoarea, câtă finețe, câtă lejeritate a exprimării, ce invitație de nerefuzat prin dulceața ei, o broderie migăloasă a chemării, modestie invitat, stați un pic că nu înțeleg aici, dulcea modestie invită sublimul lângă ea. Aceste poezii de dragoste au ieșit de sub pana Claudiei, deoarece ea este o fină cunoscătoare a sufletului omenesc și a reușit să surprindă un univers nevăzut și întreaga gamă de manifestări sferice. Iubirea în viziunea ei este aspirație și dorință, forță și liniște, având și cumpătare, întâmplarea din care din viața fiecăruia, subiect imposibil de epuizat, întâlnirea noastră cu miracolul. Claudia ne-a hrănit cu iluzia că a reușit să surprindă în versul său necuprinderea, fiind o căutătoare a absolutului din grupa sentimentelor. O alchimistă ce dorește să găsească aurul din cuvinte cu care să pulăiască sentimentele trăite, conferindu-le strălucire, sugerându-ne că este o caracteristică a autoarei. O femeie nu lasă nimic la voia întâmplării, pregătind meticulos următorul pas, mai lucitor și mai adânc decât precedentul. Poezia ei, trăirea unei clipe orientată către eternitate, elogiu adus vieții, în revărsarea necontenită a harului său. Învățăm să conjugăm obsesiv, cum spune ea, și ne arată că am învățat să facem asta doar la viitor, deseori uitând să trăim prezentul, și ne arată în modul caracteristic cum să ajustăm anotimpurile, ajungând să oprim pentru noi doar miezul zilei, degrebându-ne de fenomenele bacoviene, anulând urâțenia. Concluzionez că sunt fericită să cunosc autoarea acestei minunate cărți, susținând, știind ce ascunde, că ascunde deseori răvașe meticuloase și miraculos sticluite, și că starea imprimată de această subtilă operă de artă a ajuns exact acolo unde și-ar fi dorit autoarea să ajungă, stârnind în mine și în dumneavoastră, bănuiesc, de un carusel de curiozități ce nu s-a oprit, ci din contră se va învârti din ce în ce mai tare, amețindu-ne și imprimându-ne dorința nestăvilită de a citi până la ultimul cuvânt. Vă mulțumesc! De la Ciubotaru pentru recenzia făcută, de o sensibilitate copleșitoare, ne-a făcut mai atenți și parcă ne-a făcut să înțelegem mai bine universul acestei cărți. Am aflat între timp că și doamna este autoare de poezie și chiar urmează să-și lanseze un volum de versuri. Da, nu știu dacă în primul sau este tot al doilea. Da. Tot aici? Nu la Botoșani. Domnul Asafte vă invită deja aici la cramă să-l lansați. Vă dăm domnului pe domnul Iulie, părintele, care sigur se întrebaște, care se întrebaște pe totate și de altceva. Deci eu v-am spus că sunteți prezenți aici. Noi
deci acelul sigur să facem acest an, așa cum a spus întotdeauna, un spațiu în care sigur spiritul să-și aibă loc din ce în ce mai mult, în care sigur elementele care țin de cultura noastră, de promovarea unor valori, de promovarea unor oameni, să găsească sigur aici locul și să fim un, dacă vezi, un focar, un punct, un punct din care sigur iradiază ceva în spațiu acolo, cultura românească. Ne mă dată mulțumesc pe prezență. Vă mulțumim și nou și noi că le deschideți totdeauna porțile. Așa cum spuneam, este a treia oară când suntem prezenți, când facem un eveniment aici. Primul unea Basarabia cu România, în pagina unei cărți, aminti cum era titlul, Petale de veșnicie, a doamnei Ludmila Sandu. Al doilea făcea referire la un mare scriitor al nostru, Mihail Sadoveanu, prin eseul publicat de Papirus Media, aparținând doamnei Tudora Patrichi, de la Miorița la Mitrea Cocor, l-am lăsat tot aici. Și iată, al treilea, cum altfel face referire la îngeri, întâmplător. Mihail Sadoveanu și el a scris versul și toate se leagă într-un anumit fel. Și doamna Mihaela Ciubotaru, iată, este autoare de versuri și ținem să o mai felicităm încă o dată. Și sper să ajungă și la noi volumele de versuri, să ne bucurăm și noi de poezia dumneavoastră. Așa cum ne-am bucurat de recenzia aceasta, care este o recenzie făcută de un critic chiar. Un critic cu un ascuțit simț de analiză. Și nu doar ascuții și acela al lucidității, rațional, și sensibilitatea sufletului. O așteptăm recenzia să o publicăm la revista Clepsidra și sigur să intre apoi în arhiva doamnei Claudia. Aș vrea să ascultăm și o poezie, două, din volumul acesta, în recitarea Iuliei Stolelu, reprezentanta Bibliotecii Municipale George Radu Melidon și poetesă. De la Roman. Este și poetesă, și pictoriță, și om de cultură. Și om de cultură. Întâmplător erau afișate câteva versuri din cartea care era sub editură. Și m-a atras ca simplu cititor și viitor de poezie titlul volum Înger de sticlă. M-am gândit că eu provocare acest titlu, pentru că cu toți știm că îngerii sunt mesageri înalipați, doar câteva idei simple despre ei vă spun acum. Îngerii sunt o punte de legătură între pământean și cer, între lumea materială și divin. Îngerii sunt mesagerii gândurilor și mai târziu sau mai apoi a cuvintelor noastre către cer. Îngerii, de fapt, sunt o concentrată iubire divină din cea mai pură esență, indestructibilă, și care rămâne în eternitate. Am zis atunci, dacă îngerii sunt aleși ca titlu, probabil nu este întâmplător, probabil autoarea ne face o punte de iubire între omul simplu de rând, care nu o cunoaște, spre a păși ușor și a-i cunoaște sufletul ei. Deci iubirea care este așternută, probabil, în versurile acestei cărți. Este prima oară când deschid cartea și vă citesc versuri, pentru că acum am văzut cartea și, după câte s-au vorbit aici, cred că nu am greșit gândind că este iubire care va dăinui, dar să știți că, dacă percepția îngerilor este diferită de către oameni, probabil și percepția versurilor autoarei va fi diferită,
dar cu siguranță cu toții ne vom găsi acea iubire pe care o purtăm cu toții înăuntru nostru, măcar unul din versurile autoare. Am deschis întâmplător la o poezie, Până la ultima picătură se cheamă. Sunt adevăruri care nu se strigă în gura mare, se șoptesc ca o rugăciune de seară, ori doar li se soarbe splendoarea cu sete, până la ultima picătură. În definitiv, incontestabila frumusețe se trăiește în o sfioasă tăcere. Prima poezie care deschide cartea este o poezie tristă, foarte. E atâta iarnă azi în ochii mei și atâția pulci în suflet îmi se aștept. Tu nici nu știi și cred că nu mai vrei să inventăm un anotimp etern. Din cerul ce odată a strălucit se prăbușesc în palma noastră stele, în umbra cărilor ne-am rătăcit, de-am uitat ce-am făcut cu ele. Doi fluturi orbi, lovindu-se de asfalt, cu un strigăt mut și plin de disperare, un zbor prea scurt și poate prea înalt, s-a transformat în picături amare. E atâta iarnă în ochii mei, nu vezi? Și-a fost cândva, a fost atâta vară, să așează nesfârșitele zăpezi peste păclia marcelor cu limoare. O mare sensibilitate, o fragilitate interioară, o fragilitate pe care unii știm să ne ascundem mai mult sau mai puțin, dar pe care o veți descoperi cu siguranță în sufletul autoarei, citindu-i, vă las să citiți versurile, să nu vă dezcoperiți mai de la mine. Mulțumesc! Să ascultăm și vocea autoarei, ce are să le spună, sigur, o introducere și apoi așteptăm să și el cite sau să citească un poem care crede că este reprezentativ sau care vrea să îl facă să vibreze în urechile sufletelor noastre. În primul rând, aș vrea să vă salut, să vă spun bună ziua și bine v-am găsit. Pe majoritatea am cunoscut astăzi aici. Și inevitabil că la orice eveniment de această factură, cuvântul final aparține autorului. Dacă antevorbitorii mei și-au stăpânit emoțiile ceva mai bine, în ceea ce mă privește, recunosc că trăiesc aceeași fiore a începutului, pe care i-am simțit și anul trecut, mai exact pe data de 18 octombrie 2014, cu ocazia lansării volumului meu de debut, Dincolo de Oglindă. Astăzi, ca și atunci, îmi sunt alături doi oameni dragi, reprezentanți ai editurii Papirus Media, doi oameni care, acordându-mi încrederea lor de plină, mi-au vegheat părintește, aș putea spune, pașii trimiți în această minunată lume a poeziei. M-au încurajat în momentele dificile de cumpănă, pentru că au existat și câteva astfel de momente. Și iată că în acest sfârșit de noiembrie am bucuria de a prezenta în fața dumneavoastră cel de-al doilea volum, Înger de Sticlă, volum care conține poezii de dragoste, poezii despre viață, despre oameni, despre dezamăgiri și bucurii. Diferența dintre Dincolo de Oglindă și Înger de Sticlă, încrederea căpătată în forțele proprii, încrederea cu pașii înainte pe care i-am făcut în tot acest timp, încrederea că a umblat cu sufletul la vedere, nu este nici demodat, nici atât de periculos pe cât se spune, nici contraindicat. Căci, în opinia mea, poezia este un astfel de umblet, cu sufletul la vedere, cu inima în palmă. Și dacă la început este un pic mai greu, treptat devine firesc. Iar dacă ai norocul să întâlnești și oamenii potriviți,
care să îți fie alături, adevărați îngeri păzitori, poți afirma cu tărie că toate visele se împlinesc. Așa cum mie, astăzi, aici, în mijlocul dumneavoastră, mi s-a mai fi încă un vis și pentru asta vă mulțumesc. Știam că vei pleca, dar nu așa curând. Ce aș putea să fac? Să te păstrez un timp în mine? O zi? Un ceas? Sau poate două? Nu știu. Dar astăzi nu mai e nicio îndoială. S-a tras cortina în cerul tău. Privesc și atât. Afară plouă și toamna m-a lovit grăbiță frunză cu prima frunză rugină. Cu punct și de la capăt. Și dacă moartea te-a privit în ochi, dar te-a uitat, spune, ce-ai face în primele secunde? Cu punct și de la capăt ai plecat de unde vremenic se oprise viața ta? Și dacă moartea te-a privit în ochi, dar te-a uitat, spune, ce-ai face în primele secunde? Ai fi mai blând decât ai fost cândva? Ai împărțit mai mult fericirea ta cu un necunoscut ce mâna ți-a întins? Sperând că îi vei zâmbi și nu vei ignora, gândește doar că răspunsul nu îi da. Trăiește ca și cum s-ar întâmpla. Atipici. S-ar putea spune că suntem, din data în fire, un neam de chirurgi. Atipici. Ne pricepem de minune să numim bisturiul cuvintelor. Fără pic de emoție, facem operații pe cor deschis, de foarte multe lucruri pe creier, codrobărând fără mănuși în toate cămăruțele sufletului, căutând tumori inexistente. Noi, pozând în salvator, prin materia cerșia celorlalți, mașinim în bocanci, mânați de propria vanitate, complet surzi la strigătul sperat al celulelor strivite pe mine. Ne pricepem din mune să numim bisturiul cuvintelor. O să știm, să mai coasem rende. Aducerea minte. Vorbește. Oricând. Cu cele mai simple cuvinte. Ele rămân întotdeauna întotdeauna în minte. Spune. Orice. Despre zilele tale. Despre cum simți toate secundele. Aceste petale sunt un sediu. Caută-mă, oriunde. Îți voi răspunde neapărat. Cred că am stat prea multă vreme departe de tine. Vorbește, oricât, cu cele mai simple cuvinte. De azi înainte, tăcere permisă, doar ca aducele mine. Vă mulțumesc! Să vă completez cu o explicație de aparține. Dați-mi un foarfece. Dați-mi un foarfece. Toamna aceasta se cere ajustată pe abocuri. Am să anumez din peisaj către apoi macoviene. Mi se pare că nu se potrivesc lumina de gluiere din fața ferestrei și arăbiul cu suc de revear. Prea multe tonuri de gri ar strica frumusețea și încă prea devreme pe lumea acolo. Dați-mi un foarfece. Toamna aceasta se cere ajustată pe alocuri. Să facem încheierea. Nu înainte de a-i mulțumi și fetiței care ne-a ascultat la vârătare și s-a bucurat cu noi. E mai fain în încheierea. Și scurtă, da? Fetița de lângă dumneavoastră, care avea lacrimi mai devreme și mi-a făcut cadou cel mai mare cu aceste lacrimi. Lacrimi de bucurie, bineînțeles. Lacrimi de mulțumire. Mulțumim că a fost în comunile care s-a întâmplat aici și suntem în continuare. Mulțumim celor din Botoșani, celor din Roman, Pitelor, Pașcani, care au venit, gazdei noastre, domnului Asante, încă o dată. Dacă vrea cineva, că noi avem obiceiul să întrebăm la final, dacă mai dorește cineva să adauge un gând, o impresie, poate să facă lucrul acesta.
Dacă nu, vă mulțumesc, felicitări și Doamne ajută. Sărbători fericite, pentru că suntem iată în prag de decembrie și decembrie vine cu multe sărbători, cu final de an și început de an. Punct și de la capăt. Mă aștept să facem ceva fotografii și să vă mânesc pe volumul. Să ne bucurăm la Berșeni, în satul Sadoveanu. Acolo mi s-a lansat acum o săptămână, fiind zilele Sadoveanu 5, știm că Sadoveanu e născut 5 noiembrie. La școala Berșeni s-a lansat o carte, Fiul Țărăcii din Berșeni. Scrisă de un coleg al nostru, învățător de la Miroslăvești, în colaborare cu câțiva prieteni de moldoveni, de la Chișinău. Văzând afișul, prin lansare de carte, cu soția am zis că să venim și noi. Pentru că suntem aici vecini. Suntem intelectuali. Suntem intelectuali. Sau un act de cultură se merită să participăm toți. Atâta ne-au mai rămas. În rest, nu știu dacă mai este ceva. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care ați realizat. Cum? Păi, dar dumneavoastră mi-e drag, mi-e dat seama. Dacă lucrez la Berșeni. Eu lucrez într-un centru de clasament, într-o casă de copii. Soția este profesor la școala Berșeni. Și am văzut afișul și am zis că hai să mergem și noi să mergem.